avem o surpriză. Nu prea plăcută, când a fost ceva plăcut, când Ilan Șor, sau când este vorba despre Ilan Șor. Spunea domnul Marian în prima parte a emisiunii că tot acești sateliți sectoriști care sunt prin teritorii, spuneați sau nu vă referați la aceștia că toată această îngrângătură de oameni care încearcă să meargă pe la porți, să convingă oamenii să meargă prin proiectele lui Ilan Șor, a fost sau nu destructurat? Le merge sau nu? Colectau semnături și la un moment dat s-au oprit. Deci, da, haideți să vedem. Eu nu știu, dar probabil bănuiesc că urmăriți presa, că au scris mai mulți despre localități diferite, unde se merge pe proiectul Visul Meu al fundației lui Ilan Șor. Pe multe alte proiecte finanță tot felul de chestii așa locale, încercând să corupă oamenii din diferite localități. Avem pe ecran cea mai proaspătă găselniță a lui Ilan Șor. Este vorba despre ordinea de zi. Se va întâmpla mâine, apropo, acest document este pregătit pentru ordinea de zi de mâine la Consiliul Comunal Cărnățenii Noi din raionul Căușeni și pe ultima sută de metri, probabil că a fost și un pic de muncă pentru convingere a celor din Consiliu și a primarului inclusiv, pentru a aproba pe ordinea de zi în grabă, foarte rapid așa, încă un punct a se adăuga acolo, cu privire la aprobarea aderării la programul de finanțare a fondului Visul Meu. A cui este acest fond? Visul Meu este al lui Ilan Șor, toată lumea știe, toată lumea cunoaște, nimic nou sub soare. Inclusiv prin decizia Consiliului Comunal Cărnățenii Noi, se aprobă condițiile acestui contract de sponsorizare care va fi încheiat între un oarecare șved egal și primăria comunei Cărnățenii Noi. Se împuternicește primarul comunei Cărnățenii Noi, Braga Andrei, să semneze contractul de sponsorizare și tot așa mai departe. Și aici mai sunt câteva detalii, le vedeți și pe ecran. Asta se va întâmpla mâine, iată toată această afacereză locală, care face parte dintr-un buchet de afaceri locale, sub umbrela Ilan Șor, umbrela de finanțare a lui Ilan Șor, care, iată, picătură cu picătură, vorba aia, ca și picătura chinezească, picură pe fiecare comunitate, încercând să coopteze și autoritățile locale, primarii de acolo, oamenii să aburească în mințile celor care fie sunt indeciși, fie cu suport sau cu anumiți bani, cu o anumită cantitate de bani acolo, să le influențeze votul, să le cumpere votul pentru mai marele interes pe care îl are Ilan Șor să acapareze cât mai mult din teritoriu și să-și lărgească toată această carcatiță de corupție peste tot. Da, deci ceea ce am vrut eu să intervin aici, pentru că am văzut o asemenea decizie, chipurile donației și am discutat cu colegii zile trecute, această sumă nu a trecut și ea este subvizorul. Aceste sume nu sunt subvizorul serviciului pentru combaterea spălării banilor. Din informațiile pe care le am în această oră, aceste tranzacții nu au cum să ajungă, nu au cum să treacă. Deci, eu vreau să spun oamenilor că tot ce promite Șor e o făcătură, e o minciună. Deci, așa cum a furat un miliard în 2015 și a promis Marea și Sarea, așa și acum sunt niște minciuni ordinare din care vin la o grupare criminală. Da, și eu înțeleg, domnul ministru, în cazul ăsta și în multe alte cazuri, vorbim despre un aspect pe care, iată, pe ăsta aș vrea să-l discutăm. Și anume faptul că, bun, în primul rând că foarte așa în grabă și pe rapid se aprobă
tot felul de decizii privind aderarea la anumite programe de finanțare cu bani despre proveniența cărora nu se spune nimic, dar toată lumea cunoaște că vin de la el anșor. Și cum credeți că se vor desfășura alegerile locale în aceste localități? Deci, ca să nu mai vorbim bine aici. Eu am zis că banii ăștia nu vor ajunge, deci vor fi, sunt, din ceea ce eu știu, cel puțin la o localitate care am văzut-o, acum o să aflăm mai multe, banii nu au cum să ajungă pentru că sunt din surse dubioase. Este, da.